Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție, Alegerea unei cariere, la ESCO TV. Am invitat astăzi în studioul nostru pe domnul Emil Botezatu, inspector în Batima. Emil Botezatu, bine ai venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit în studioul ESCO TV. Ați ajuns în 2006 în Canada, după o carieră interesantă, ca inginer în instalații de construcții, după care, nu peste foarte mult timp, ați reușit să obțineți un job la guvernul provincial, ca inginer de exploatare imobiliară. Iar în 2010 ați fondat o companie în același domeniu, ca inspector de batiment. Ca inspector de clădiri. Ce înseamnă să reușești să practici meseria de inginer în domeniul construcțiilor, în Canada, în Quebec, odată ajuns aici? Și ce etape trebuie să parcurse? Pot spune că am avut șansa să încep să lucrez în domeniul construcțiilor și am avut șansa să execut lucrări pentru clădiri instituționale, clădiri guvernamentale în România, ceea ce mi-a permis când am ajuns aici să am un bagaj de cunoștințe care să fie pus în valoare și să-mi permită să depășesc anumite etape. Deci experiența mea din România mi-a servit foarte mult în momentul în care am ajuns în Canada. În România am participat la construcția diferitelor imobile, de exemplu pentru sediul RomGaz din Mediaș, o fabrică de tricotaje la Săcele, la Eurofarm, o fabrică de medicamente lângă Brașov. Odată ce am ajuns în Canada, mi-am găsit de lucru în domeniul exploatării imobiliare, deci fiind familiarizat cu tehnicile de construcție, cu material de construcție, cu metodele de construcție, mi-a fost foarte ușor să-mi găsesc un domeniul gestiunii și exploatării imobiliare. Am putea spune că vorbim de o expertiză de competențe transferabile și că școala și expertiza acumulate în România v-au servit foarte mult aici în Canada? În general, domeniul tehnic beneficiază de acest transfer de cunoștințe și în România, în nivelul ingineriei, cred că suntem destul de bine pregătiți în așa fel încât să putem să transferăm cunoștințe și deci toată experiența noastră din România în momentul care venim în Canada. Evident, odată ajuns aici, expertiza și cunoștințele ajută foarte mult, dar nu sunt întotdeauna suficiente pentru a putea purta titlul de inginer aici în Quebec și pentru a fi recunoscut ca inginer într-o companie sau la guvernul provincial federal? Într-adevăr, pentru titlul de inginer trebuie să trecute anumite etape de admitere în ordinul inginerilor, trebuie să trecute eventualele examene. În funcție de analiza fiecărui dosar, al fiecărui candidat, se stabilesc fie examene, fie cursuri de trecut și atunci, în urma acestui proces, candidatul poate să beneficieze și poate să obțină titlul de inginer în Canada. Dar asta nu înseamnă că cunoștințele pe care le-am acumulat în România nu pot fi utilizate pentru a efectua sarcini, tașe care sunt un pic conexe sau care sunt un pic diferite de meseria de inginer. În general avem nevoie în Canada ca un inginer să-și asume responsabilitatea, să-și pună semnătura pe ștampila pe tot ceea ce înseamnă planuri sau pe tot ceea ce înseamnă rapoarte care țin de securitatea persoanelor și ale lucrurilor. În momentul în care persoana respectivă nu execută aceste sarcini, nu are nevoie de ștampila de inginer. Și atunci, cu experiența de România, se pot obține diferite joburi, de exemplu responsabil de proiect, desenator tehnic sau supervisor de șantier. Deci, în momentul în care nu fac concepție, nu fac design, nu am nevoie să pun semnătura mea pe un document. Nu sunt implicați la nivel decizional? În momentul acela pot să funcționez pe aceeași nivel ca un tehnolog în Canada sau un tehnician în Canada, care este capabil să facă releveie, să participe la tot procesul de execuție, dar nu este el cel ce își asumă responsabilitatea în final. Odată parcurs etapele de formație, de recunoaștere ca inginer aici în Quebec, la Ordinul Inginerilor,
Ați reușit să obțineți un job la guvernul provincial după doar un an de la ajungere în Quebec, iar după nu foarte mult timp, după 3 ani, ați decis să îmbrățișați, să spunem, să luați drumul acesta nu întotdeauna ușor al antreprenoriatului și ați fondat Batima A+, în domeniul expertizei imobiliare, mai precis inspector de clădiri sau inspector de batiment, cum o numim. Ca să păstrăm realitatea, prima dată am lucrat ca tehnician pentru guvern, trecând examenele care sunt necesare pentru a ocupa un post de tehnician în gestiune și exploatare de imobile. Pe parcursul acestui timp, în această perioadă, am avut examene de trecut la Ordinul Inginerilor pe care le-am trecut și tot cariera mai departe a venit ca o continuare firească a tot acestui proces. Deci nu pot să spun că am venit și m-am trezit, wow, titlul de inginer. Nu, este de muncă și am început ca tehnician și, bineînțeles, mai departe a fost mult mai ușor în momentul în care te obișnuiești cu domeniul și te obișnuiești cu toată atmosfera de lucru de aici. Deci, după o anumită perioadă de timp, am decis să formez compania Batima A+, pentru că îmi place ideea de antreprenoriat și îmi place faptul și libertatea pe care ți-o dă ideea de antreprenoriat, faptul că poți să-ți alegi anumite proiecte, că poți să vezi anumite situații care sunt noi și Totuși, care sunt. aveți un job la timp plin, care nu este deloc ușor, totuși, în termen de exigențe. Presupun că nu e un lucru simplu să lucrezi în domeniul ăsta la guvern. În afară de asta, ați fondat și o companie pe cont propriu. Cum stați cu timpul? Ideea este că foarte mulți clienți pe care i-am în ceea ce privește compania, pentru că lucrez pentru guvern, sunt un pic limitat în alegerea clienților, pentru a nu exista conflict de interese. Asta înseamnă că foarte mulți clienți pe care i-am sunt persoane fizice și persoanele fizice apreciază faptul de a lucra Cu un expert. cu un profesionist, în general în afara orelor de lucru, pentru că la rândul lor și ei lucrează un program Asta regulat. înseamnă 60, 70, 80 de ore de muncă pe săptămână, în total, uneori? Da, deci înseamnă jur de 60 de ore pe săptămână în medie. Dar, cum am zis, este foarte flexibil, pentru că pot să fie clienți care să necesite anumită intervenție timp de o săptămână și după aceea pot să fie 2 săptămâni în care să nu ai clienți. Deci este flexibil, te adaptezi la client, te adaptezi la piață. Și asta îți permite să jonglezi un pic cu timpul. Ca inspector de batima, există, după opinia noastră, o piață favorabilă pentru acest tip de business? Oh, astăzi chiar există o piață extrem de favorabilă acestui tip de business și nu mă gândesc doar la inspecția imobiliară preașat sau pe care o cunoaște toată lumea, dar mă gândesc la tot ceea ce înseamnă inspecție de batiment în general, pentru că trebuie să înțelegeți că obiectivul acestui domeniu de practică este de a asigura protecția oamenilor și a bunurilor care se găsesc în interiorul unui clădit. Atâta timp cât oamenii vor avea nevoie de clădit pentru desfășurarea activităților lor, vom avea nevoie de inspectori în batiment. Titlul de inginer în Batima vă dă automat dreptul de a practica în sfera inspecțiilor de clădiri sau e nevoie de alte etape, alte examene, alte acreditări? În general, inspectorul imobiliar este o denumire foarte largă și, în general, denumirea de inspector poate fi purtată de mai multe persoane. Sub același jubent se ascund mai multe meserii și mai multe sarcini. Un inspector imobiliar poate fi o persoană care inspectează doar sisteme de jiclări, să zicem, de sisteme de alarm incendiu. Se numește un inspector. Sau un inspector care inspectează un stand de fațadă este un inspector. Sau un inspector care inspectează o casă pentru o tranzacție preașată este la rândul lui un inspector. Acum, în funcție de cunoștințele acumulate și în funcție de tot parcursul fiecăruia în momentul în domeniu, fiecare persoană se specializează. Deci, n-aș putea să spun că titlul de inginer, batiman, dă dreptul să fac tot felul de inspecții pentru absolut toate sistemele care sunt în clădiri, mai ales dacă vorbesc de clădiri de mai mari, de mai mult de 600 de metri pătrați.
dar îmi permite să, în funcție de specialitățile pe care le-am făcut și în funcție de cursurile pe care le-am urmat la școală, sunt anumite domenii în care te specializezi. E o profesie reglementată, totuși, prin legislație, prin anumite prevedere profesionale, deontologice. A fi inspector de batima, practic, ce înseamnă? Mâine, dacă vreau să fiu inspector de batima, e posibil? Puteți să purtați una din căciulile de care am vorbit mai înainte. Deci dacă vreți să fiți inspector de batiman pentru o inspecție preașat și vreți să începeți meseria asta, la ora actuală în Quebec meseria nu este reglementată, într-adevăr puteți să vă puneți o cască și să spuneți că sunteți inspector de batiman. Nu e sigur că va sta bine cu casca respectivă, dar o pot purta. Da. Dar dacă treceți la alt nivel, deci pentru clădiri mai mari de 3 etaje și mai mari de 600 de metri pătrați, atunci trebuie să fiți profesional, deci trebuie să fiți inginer sau arhitect și atunci sunteți reglementați și intrați sub incidența legii ordinilor profesionale. Deci pentru tot ce este mai mare de 600 de metri pătrați, într-adevăr, meseria este reglementată. Pentru inspecțiile preașat, pentru domeniul rezidențial și pentru case mici, meseria nu este reglementată în Quebec. Există destul de multe organizații care particulare, de ale inspectorilor de batiman, care s-au regrupat în aceste organizații și care încearcă să reglementeze această meserie. Dintre aceste organizații aș putea numi Internaci, care sunt membru Internaci din 2008, cred, și ai Asociația Inspector de Batiman din Quebec și alte organizații care sunt. Aceste organizații sunt private, deci nu sunt guvernamentale, nu sunt patronate. Evident, apartenența la una dintre aceste asociații necesită, eu știu, pregătire suplimentară, formație suplimentară, o mizajur, cum spunem noi aici, a cunoștințelor și, evident, dă notorietate, dă credibilitate, dă un plus pentru clienții dumneavoastră. Există câteva criterii importante pe care fiecare asociație a inspectorilor de batiment le instaurează, tocmai pentru că a putea controla în ceea ce privește această profesie. Unul din criterii este școlarizarea, deci este necesar ca persoana respectivă să aibă anumită școlarizare care să fie în domeniul respectiv. Cel mai simplu școlarizare ar fi un atestat de studii colegiale în inspecții de clădiri, care se pot face chiar și la distanță, am văzut de în ultima perioadă. Al doilea criteriu ar fi trecerea anumitor examene pentru a fi admis în aceste asociații. Al treilea criteriu este să se respecte anumite norme de practică, deci inspecția să desfășoare în urma unui anumit proces, deci nu oricum și nu la întâmplare. Altă criteriu este ca persoana respectivă să dețină o asigurare erori și omisiuni, în caz că sunt erori care se pot face. Alt criteriu ar fi ca persoana respectivă să furnizeze, să dea clientului un raport scris în care să explice ceea ce a văzut și care sunt constatările. Da. Așa. Și ultimul criteriu ar fi ca persoana respectivă, care este membru al unei asemenea asociații, să participe la un proces de mizajur, de formare continuă. Pentru a-și putea păstra, să zic așa, cunoștințele în domeniu și să fie la curent cu tot ceea ce apare nou pe piață. Domeniul inspecțiilor imobiliare a evoluat enorm de mult în ultimii 10 ani, deci nu se compară la ora actuală tipul de raport care există pe piață față de ce se făcea acum 10 ani. Este o diferență enormă ca de la cer la pământ. Cineva care, să spunem, după ce a urmărit eventual această emisiune, v-ar suna și v-ar întreba ce înseamnă meseria asta și ce competențe, ce calități ar trebui să am, ce sfaturi ai da? Deci această meserie, primul rând trebuie să-i placă domeniul construcțiilor, trebuie să-i placă clădirile, pentru că dacă nu îi place acest domeniu, nu poate să facă o meserie care duce către un domeniu care nu are nicio afinitate, nu îi place deloc. În al doilea rând, trebuie să aibă o capacitate de analiză, trebuie să fie capabil să ia sistemele, fiecare sistem al clădirii, bucățică cu bucățică, și în teorie să analizeze fiecare componentă în parte, pentru că inspecția imobiliară cam la aceasta se rezumă, să ia sistemul global și apoi fiecare sistem în parte se analizează și se emite un comentariu, se emite o recomandare pentru fiecare componentă a sistemului.
În felul acesta reușim să identificăm exact care sunt problemele sau care sunt sistemele sau subsistemele care sunt deficitare. Dacă nu cunoaște subsistemele și dacă nu are capacitatea asta de analiză, nu poate să fie capabil să... Evident, această meserie necesită și multe deplasări. Trebuie să fim dispuși, presupun, să ne deplasăm uneori pe distanțe mai mari sau mai mici, să îndurăm, dacă vreți, intemperiile, nu? Este o meserie care se desfășoară la exterior, este o meserie care se desfășoară pe teren, deci este o meserie care se desfășoară la exterior, bineînțeles că inspectăm interiorul și exteriorul caselor, dar deci trebuie să fii supus la toate vicisitudinile naturii, așa că se poate, sunt inspecții care se fac iarna, minus 15, minus 20 de grade, deci asta vara contează, plus 30, vara plus 30 de grade, e o meserie care necesită să te urci pe acoperiș eventual, dacă se consideră că este o acțiune securitară, o meserie care necesită să cobori într-un spațiu Nu neapărat amenajat, într-un spațiu care are o distanță de aproape un metru sau chiar mai mic, depinde de fiecare tip de casă, și trebuie să te echipezi în consecință cu un costum care să-ți permite să intri cu o mască pentru ca să poți să respiri în securitate și ca să te protejezi. Este o meserie care intră în contact cu foarte multe componente ale unui imobil și este o meserie foarte riscantă, pentru că de fiecare dată când inspectezi o instalație, o casă, tu ajungi într-un loc pe care nu-l cunoști, care nu l-ai văzut niciodată, este prima dată când îl vezi, deci nu poți să știi dacă a fost panouri electrice care au fost modificate de către o persoană care nu a fost neapărat calificată și care a uitat niște fire înăuntru, sau poți să intri într-o casă care să aibă contaminanți, care să aibă mucegaiuri, sau într-o casă care să aibă alți contaminanți, asbest, plumb și așa mai departe. Pentru un aspirant la cariera de antreprenor în domeniul inspecțiilor imobiliare, deci, în primul care ar fi câteva calități esențiale pentru a reuși în această carieră? În primul rând trebuie să aibă un bagaj de cunoștințe tehnice foarte bine pus la punct, să-i placă relația cu clienții, să fie capabil să explice clienților și să vină în întâmpinarea întrebărilor clienților, să fie responsabil, să aibă un simț etic foarte dezvoltat și să-i placă meseria, să-i placă să comunice, să-i placă să iasă la exterior, să placă casele sau imobilele, să poată să vrea să fie în fiecare zi într-o clădire sau într-o casă, pentru că esența jobului este să se prezinte acolo unde se găsesc imobile. Și evident că orice antreprenor trebuie să fie pregătit pentru perioade mai bune, mai prospere și pentru perioade mai puțin faste, ceea ce înseamnă asumarea unui risc. Gestiunea economică a întreprinderii, fiecare antreprenor trebuie să facă pentru el, dar în principiu, într-adevăr, sunt perioade cu cerere mare de inspecții și sunt perioade mai moarte în perioada anului. Domnule Emil Botezatu, vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru, vă mulțumim pentru sfaturile foarte utile, foarte interesante pe care le dați celor care doresc să devină inspector în Batima și vă așteptăm cu drag și la alte ediții. Vă mulțumesc pentru invitație și sper că sfaturile pe care le-am dat au fost utile tuturor celor care au urmărit emisiunea. Bună ziua, sunt Călina Jurjubala, avocat. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Specialistului. În această ediție vreau să vorbesc despre situația în care sunteți chemați să veniți în fața unui tribunal ca și martor. De câte ori în viața noastră nu am auzit, mă cheamă ca martor, dar nu mă voi prezenta. Sau ai știut lucrurile respectiv, vei fi chemat ca martor. Poți să mă chem că nu voi veni. În momentul în care o persoană are cunoștință de anumite fapte care se petrec în fața ei, pe care le aude, pe care le vede,
Iar aceste fapte vor fi înglobate în cadrul unui proces în fața tribunalului. Acest proces poate să fie civil, criminal, familial, de protecție a copilului, poate să fie un proces chiar administrativ în fața tribunalelor administrative. Persoana respectivă trebuie să se prezinte ca și martor în fața acestor tribunale și să spună tribunalului, să spună judecătorului povestea, faptele la care el a asistat de bunăvoie sau din întâmplare. Prezența dumneavoastră ca și martor în cadrul unui proces poate să fie benevolă. De exemplu, aveți un prieten care spune: te rog frumos, vină în tribunal la data cutare, la adresa cutare, ca să spui judecătorului fapta X la care ai fost prezent. Și poți să te prezinți efectiv ca și martor. Ești martorul părții respective. După cum, o altă situație poate să fie în situația în care nimeni nu vă înștiințează sau nu discută cu dumneavoastră de această posibilitate a dumneavoastră de a fi chemat ca și martor și vă treziți că la ușa dumneavoastră executorul judiciar, husierul judiciar, vă bate la ușă și vă aduce la station a comparetre. Inițial se chema bref de supena, înainte de 1 ianuarie 2016, dată la care codul de procedură civilă al provinciei Quebec a fost schimbat. Acum se cheamă citation a comparetre. În cadrul acestui document veți vedea că va fi înscris tribunalul la care dumneavoastră trebuie să vă prezentați, adresa acelui tribunal, sala la care trebuie să vă prezentați și ora la care prezența este cerută. De asemenea, pe același document veți putea constata numele persoanelor între care procesul are loc și pentru ce ei sunt în tribunal. Cauza, natura, demanda, cererea pentru care ei sunt în cadrul acelui proces. De asemenea, prin aceeași citation a comparetre, dumneavoastră puteți să fiți chemați să aduceți anumite documente. Documente care sunt în posesia dumneavoastră, în cazul în care ele sunt în posesia dumneavoastră. De câte ori nu am auzit și probabil că și dumneavoastră ați auzit fraze de genul: am primit o scrisoare să mă prezint la tribunal, dar nu mă prezint. Această citation a comparetre, vreau să vă spun că este un document foarte important. Este un ordin al tribunalului care vă impune și impune prezența dumneavoastră la data și la ora respectivă în cadrul tribunalului. Dacă nu vă prezentați, pentru că nu vreți să vă prezentați, persoana care vă cheamă ca și martor poate să-i ceară judecătorului să emită un mandat de aducere. Efectiv, poliția va veni și vă va aduce în fața tribunalului. Sunt, bineînțeles, situații în care, de exemplu, dumneavoastră nu puteți, pentru că aveți o situație de sănătate care vă împiedică să fiți prezent în cadrul tribunalului. În această situație sunteți obligat ca dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră să se prezinte totuși la data respectivă în fața tribunalului, să aducă, de exemplu, actul medical care dovedește faptul că dumneavoastră sunteți într-o situație în care nu puteți efectiv să vă prezentați în fața tribunalului, pentru a evita ca un mandat de arestare să nu fie emis pe numele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă ediție a Sfatului Specialistului în cadrul emisiunii ESCU TV. Sunt Călina Jurjubala, avocat.